Stimați frați și surori, mă bucur că în această dimineață pot să mă închin Domnului împreună cu dumneavoastră și doresc ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Alături de ce fratele Șotropa a citit, aș dori să mai citesc câteva cuvinte care sunt scrise în Efeseni, capitolul 6, unde cuvântul Domnului spune așa, începând cu versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva unertirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Acum vedeți aici, Biblia ne spune că noi avem un dușman. Și acest dușman este diavolul. Mi-aduc aminte când eram în România, în școala elementară, profesoara a avut inspecție și la un moment dat a întrebat clasa, copii, care sunt dușmanii noștri? Și nimeni din clasă n-a știut să răspundă. Și la un moment dat eu am ridicat mâna și ea spune, poftim Micurescu, și eu am spus, americanii. Și ea a fost așa de fericită că i-am salvat, să zic așa, în fața acelui inspector, i-am salvat fața clasei, să zic așa. Acum vedeți, lumea aceasta este împărțită, încă la ora actuală este împărțită în două tabere, să zic așa. Tabăra aceasta de vest și tabăra de est. Știm că a existat acel război rece între Statele Unite și acea Uniune Sovietică și se pare, zic comentatorii și jurnaliștii, că America a câștigat războiul acela rece. Zidul de la Berlin s-a dărâmat, dar vedem că președintele Trump vrea să construiască un alt zid între noi și Mexico. Și tot felul de schimbări și la ora aceasta actuală noi vedem că există o opoziție împotriva Americii, Coreea de Nord caută să promoveze arme nucleare prin care, mă rog, americanii le de frică pot să lovească chiar și aici până în Hawaii sau până în Alaska. Acum cel ce generează în lume toate conflictele acestea, toate grupările acestea demonice, teroriste, ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, Taliban sau mai știu eu care sunt acestea, toate conflictele acestea, războiul acesta împotriva drogurilor, este generat de Satan. Și dacă noi citim în Vechiul Testament, observăm că Satan a fost un înger cu mare putere, să zic așa, și care a fost împodobit cu mare slavă. Noi citim în Ezechiel, capitolul 28, despre acest înger și cuvântul Domnului ne spune așa, stătea în Eden, în grădina lui Dumnezeu, era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz și aici sunt înșirate 9 pietre prețioase plus aur. Versetul 14, era un herovim ocrotitor cu aripile întinse, te pusese peste muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua în care ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Mi-aduc aminte că odată în timp ce așteptam la un medic să fiu consultat, am citit în People's Magazine că bijuteriile lui Elizabeth Taylor s-au evaluat la 100 de milioane de dolari și au fost vândute. Acum, bijuteriile cu care a fost împodobit Lucifer, acolo în Eden, la ce valoare s-ar fi ridicat? La ce valoare? De trilioane de dolari, eu cred. De trilioane de dolari, nu?
strălucirea și slava în care a fost el acolo. Vedeți, am făcut numai o comparație, inel de diamante care l-a primit de la Richard Burton s-a vândut cu 4 milioane de dolari. Acum, vedeți, în cer există o mare cantitate de lucruri prețioase, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că și străzile sunt din aur și porțile sunt de mărgăritar și din această strălucire mare, acest înger de mare rang a căzut de acolo. Noi citim în cartea lui Isaia, capitolul 14, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, mă voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Acum, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne mai menționează și în Apocalipsa că o treime, acest înger a atras o treime din îngeri care au decăzut, din îngeri de lumină au devenit îngeri ai întunericului, au devenit demoni. O parte din acești îngeri, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei sunt legați în lanțuri și vor fi dezlegați odată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și vor face mari ravagii pe pământ, iar alții sunt lăsați liberi. Noi vedem în jurul nostru atâta rău, începând de la accidente de automobil, începând de la corupție, de la nedreptate, și alte rele care sunt generate în lume, până când și neînțelegeri între frați, în biserică, în familii, divorțuri și alte lucruri, ele sunt generate de diavolul. Dar noi avem o promisiune din partea lui Dumnezeu. Noi citim în cartea, în Apocalipsa, capitolul, chiar aș dori să vă dau citatul acesta, că diavolul, fiara, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Deci în final acești îngeri vor fi pedepsiți pentru veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune că diavolul va fi legat pentru o perioadă de 1000 de ani, când nu va mai putea să înșele pe oameni, când pe pământ va fi o pace absolută, când Domnul Iisus Hristos va domni și la urmă El va fi dezlegat, dar va avea o puțină putere și apoi locul lui este acolo în iazul de foc și de pucioasă. Acum, acest demon, acest diavol, are mai multe denumiri în Sfânta Scriptură. Este numit Balaurul cel Mare, Șarpele cel Vechi, este numit Satan în Vechiul Testament, este numit Diavolul în Noul Testament și are cam aceeași însemnătate, că el este acuzator, că el este împotrivitor, că el în permanență ne stă împotrivă, că el în permanență luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și acum să vedem și un alt lucru interesant. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Iov că diavolul a venit chiar la Dumnezeu să-i ceară atunci când, zice, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a spus, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe rogul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Acum, fraților, acest om era așa de sfânt încât Dumnezeu se laudă înaintea diavolului cu Iov. Și acum diavolul prinde prilejul și zice, oare degeaba se teme Dumnezeu, Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, pe casa lui și tot ce este lui, dar ia, întinde-ți mâna și atinge-și de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Și Domnul îi dă
permisiunea să se atingă de familia lui, de copiii lui, chiar și de trupul lui, dar vedeți că Iov rămâne credincios și el spune: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. El spune că ochii mei îl vor vedea, eu știu că Dumnezeul meu este viu și se va ridica odată pe pământ. El a avut încredere în Dumnezeu chiar acolo, pe, fiind plin de bube, fiind pe acel morman de murdărie, fiind părăsit de toată lumea, el s-a încrezut în Dumnezeu că Dumnezeul poate din nou binecuvânta și Dumnezeu l-a binecuvântat din nou. De aceea, fraților, să învățăm din această împrejurare. Ba mai mult decât atât, diavolul a venit chiar la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune că l-a dus pe munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului și a spus că toate acestea ți le voi da, toată slava, căci mie mi-a fost dată și o dau cui voiesc. Deci dacă a venit chiar la Domnul Iisus Hristos, care a spus: înapoi a mea, Satană. Deci ori de câte ori diavolul vine, vedeți, diavolul are putere să ne ispitească, dar nu are putere și să ne ducă în păcat, ca să ne facă să cădem în păcat. De aceea cuvântul pe care l-a citit fratele Șotropa din Iacov, unde este scris că nimeni să nu spună când este ispitit, că este ispitit de Dumnezeu, ci că omul, când pofta lui vine în sufletul lui, pofta îl momește și îl duce la păcat și păcatul duce la moarte. Și acum vedeți textul pe care l-am citit aici. Noi avem o armătură spirituală pe care trebuie să o luăm. Apostolul Pavel a fost la Roma și a văzut cum sunt îmbrăcați soldații romani și a luat fiecare parte, fiecare articol, aș putea spune, din armătura soldaților romani și le-a dat o importanță spirituală. Și el spune așa: de aceea luați-vă toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Noi trebuie ca să avem această armătură spirituală, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit de diavolul, i-a răspuns întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când a spus: poruncește pietrelor acestora ca să facă pâini, el a răspuns și a spus că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Apoi spune: îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Soldații romani erau îmbrăcați cu o platoșă, lorica segmentata se numea în limba latină, și această platoșă era fie din piese metalice, fie din piele, și avea scopul să protejeze soldații romani stomacul și inima, care sunt organe vitale în organismul nostru, în trupul nostru, nu? Mai ales inima. Cuvântul lui Dumnezeu spune: păzește-ți inima de orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Și Domnul Iisus Hristos spune că și din inima omului ies toate gândurile rele, curviile, necurviile și toate stricăciunile ies din inima omului. De aceea este important, inima este sediul sufletului nostru. Între inimă și creier există o legătură foarte strânsă. Creierul este sediul Duhului nostru. Și de aceea noi trebuie ca să avem inima curată, pentru ca noi să putem birui atunci când diavolul vine împotriva noastră. Apoi spune: având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. În cartea lui Isaia este scris: ce frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, acelora care aduc vești bune. Noi trebuie să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. De exemplu, atunci când fiul risipitor a venit acasă, tatăl a spus: puneți-i o încălțăminte în picioare, pentru că picioarele fiului risipitor erau rănite.
datorită păcatului în care a umblat în lumea aceasta și el avea nevoie ca să fie încălțat cu aceste încălțăminte sfinte. Ba mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Evreilor: croiți cărări drepte cu picioarele voastre și cel ce șchiopătea să nu mai șchiopăteze, ci să umble drept. Fie ca Domnul să ne ajute să luăm această armătură spirituală. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Acum acest scut al credinței pornește tot de la un articol care era în armătura soldaților romani. Soldații romani în luptă purtau niște scuturi, fie din lemn sau din aramă sau din aluminiu, dintr-un metal ușor, și acoperea soldatul roman de la bărbie până la genunchi. El cu acest scut putea ca să lovească și în atac, putea să lovească în fața sau în pieptul inamicului, și mai mult decât atât, aceste scuturi aveau niște dispozitive laterale și în momentul în care, de exemplu, ataca o cetate și se aruncau săgeți asupra lor, ei puteau să ridice aceste scuturi după ce le atașau împreună deasupra capului într-o formație de luptă numită broasca țestoasă. Fraților, și noi, din punct de vedere spiritual, trebuie să avem acest scut al credinței. Diavolul trimite săgeți arzătoare asupra noastră, asupra inimii noastre, asupra capului nostru, asupra trupului nostru și vrea să distrugă viața noastră din punct de vedere spiritual. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe, zice: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Acum, vedeți, coiful acesta avea scopul să protejeze capul. Capul este locul unde este sediul nervilor, tuturor nervilor, a sistemului nervos central. Și eu am studiat puțin anatomia când am fost în școala sanitară și am învățat cum că în creierul omului există celulele acestea, neuronii acestea, ei sunt niște celule subțiri care la capăt au o ramificație stelară și au niște fire numite dendrite, niște fire foarte subțiri numite dendrite. Între acești neuroni există un spațiu numit sinapsă. Și prin această sinapsă se fac legăturile între neuroni. De exemplu, atunci când noi, facem exerciții fizice, se eliberează o substanță chimică numită endorfina, care produce plăcere, produce o stare bună. Este o substanță sănătoasă din organismul nostru. Dar vedeți, tot așa, când oamenii, de exemplu, atunci când folosesc băuturi alcoolice, se produc substanțe chimice care alterează creierul omului, care îi face să nu mai gândească bine, ci să facă tot felul de lucruri rele, să fie agresivi, se produc accidente și tot felul de necazuri și nenorociri. Cu câțiva ani în urmă am fost la o nuntă și un frate vine la mine și spune: frate, eu vreau să-ți prezint pe cuscru meu. Și cuscru lui spune, zice: frate Aurel, cu câțiva ani în urmă, când am venit de la biserică, am urmărit un program la televiziune, pe atunci transmiteam niște programuri pe cable, și spune, aveam un pahar de vin în mână, chipurile, când veneam de la biserică, foloseam un pahar de vin, că luam cină acasă, și dumneavoastră tocmai atunci predicați și ați spus așa: tu cel care bei vin, iată că din data aceasta trebuie să te oprești ca să mai bei vin. Și zice, eu din data aceea n-am mai băut vin. Zice, frate Aurel, vă aduceți aminte când a spus lucrul acesta? Zic, frate, eu niciodată nu m-am adresat la cineva direct, dar dumneata probabil ai auzit ce trebuia să auzi. Acum vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune, încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți treji. Noi trebuie să avem mintea noastră încinsă cu
cu acest coif al mântuirii, cu puterea Duhului Sfânt și gândurile noastre și viața noastră și năzuința noastră trebuie să fie viața veșnică. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.